Astăzi vom învăța 7 skill-uri noi pe care eu nu le știam în Minecraft. Și am ales unele dintre cele mai grele skill-uri din Minecraft pe care poți să le înveți, iar după ce le stăpânești, jocul va fi mult mai ușor. Dacă vrei să facem și o parte a doua la acest episod, nu uita să lași un like acolo și să te abonezi, să mă ajuți și pe mine să strâng cât mai repede suma de 800.000 de abonați. Primul skill de astăzi, vom încerca să învățăm un nou tip de MLG. Toată lumea știe acest MLG cu apă, în care nu ți-ai falling damage și pui apa sub tine. E bine, mai există un tip de MLG și anume cu barca, așa că vom încerca să facem acest MLG cu barca, în care tu trebuie să sari de la o anumită înălțime, să pui barca cât de repede poți jos și după aia să dai click în ea. Este posibilă treaba asta, dar e destul de grea, sincer să fiu cu voi. Nu prea am încercat-o și văd că nici măcar nu-mi iese. Ok, deci ar trebui să pune... Nu pot să cred că mi-a ieșit din a doua încercare. Mă rog, din a treia, dar cine mai numără. Deci, practic, ați văzut că nu ne-am luat falling damage odată ce am pus barca asta și a intrat foarte... Bă, chiar nu mă așteptam să-mi iasă atât de repede. Acum, probabil, dacă o să mai fac încă o dată, nu o să-mi iasă, dar hai să încercăm, hai să încercăm. Și... mi-a ieșit de dur la rând. Bă, sunt zeu. Lăsați un like pentru treaba asta, că-s prea bun. Mă rog, că nu-i mare chestie, pur și simplu trebuie să spamezi click-ul ca să o pui jos, dar trebuie să spamezi super, super mult. Cred că se vede că am jucat Survivor Games la viața mea, nu? Că gen, pe Survivor Games trebuia să apeși multe, multe click-uri. Și hai să mai încercăm o treabă. Deci dacă am pus eu barca aia jos, pot să intru în ea, cred că ar fi ușor. What? E mai greu așa? Nu pot să cred că e mai greu să intri în barcă decât... What the fuck? MLG. Mă, ce se întâmplă că nu pot să intru? Aaaa, bine, m-am făcut și asta. Deci am făcut un fel de două MLG-uri într-unul. Dar primul skill este învățat astăzi. Următorul skill pe care noi trebuie să-l învățăm este pusul sandului pe perete. Nu știu cum să vă exemplific chestia asta, pentru că n-am încercat-o niciodată, dar trebuie să te sincronizezi foarte bine cu pusul sandului, ați văzut, și să faci practic parkour pe el, dar mie nu-mi iese momentan, deci trebuie să stăm să învățăm. O să începem cu 10 blocuri, să încercăm să parcurgem 10 blocuri cu acest skill și hai să vedem dacă ne iese. Putem să folosim orice bloc care pică. Sand, gravel, orice vreți voi, concret. Dar începem cu sandul. Hai să vedem. Am o să încercăm cu concret, că văd că cu sand n-am nicio șansă. Hai să încercăm cu white concret. Ia să... Mamă, mi-l pun și în față, mă blochez singur. Bă, e mai greu decât pare. Uitați-vă și voi. Zici că e ușor, dar nu e. Credeți-mă că nu e ușor. Mamă, deci trebuie să sare exact când ți-ai pus blocul sub picioare. Hai să încercăm cu roz, bă, poate. Opa, opa. Bă, a fost un improvement acolo. Chiar s-a văzut că am sărit mai mult decât în mod normal, dar tot nu e... Uite, uite, că practic ne dăm seama după cum au ajuns blocurile de jos. Deci cu roz ne-am dus cel mai departe. Oh! Oh! Mamă! Bă, mi s-a părut că m-am dus bine rău. Ok, deci am reușit să pun una, două, trei, patru, cinci blocuri. Nu e rău. Hai cu roșu, hai cu roșu. Bă, am început să... Oh! Un bloc ne mai trebuia. Bă, cât de tare, bă, 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 ne apropiem, ne apropiem. Chiar se simte că ne apropiem. Uite cât de mult s-a dus roșu ăla. Ne-am dus. Ne-am dus ceva. Uite, ne-am dus. Putem să zicem că sunt 10 blocuri? Bă, putem să zicem că am mers 10 blocuri. Aproape 10 blocuri. Dacă vă uitați după alb... Deci, prima parte am completat-o. Acum trebuie să ajungem la 20 de blocuri. Dacă ajungem acolo, mie mi se pare că îndeplinim acest skill și că am învățat un skill nou. Hai să vedem dacă reușim, pentru că, bă, credeți-mă, pare ușor, dar nu e. Chiar nu e ușor. Ia să vedem. O! O! Haide! Din prima încercare aproape. Bă, ne-am dus bine. Hai să vedem câte blocuri sunt. 22 de blocuri. Bă, 22 de blocuri așa? Nu e rău. Deci chiar nu e rău, n-aveți ce să ziceți. Ne-am dus foarte bine, nici nu mă așteptam să mă duc atât de bine din prima. Cred că e de la culoare. Hai să încercăm și cu lime. Dacă o să avem același succes. Nu prea avem același succes. Hai și cu albastru. Hai cu albastru ăsta, că e o culoare frumoasă. Mamă, ne-am dus jos de tot, dar nu contează. Nu contează. Ne-am apropiat puțin de mob. Hai și ultima încercare cu negru. Deci dacă depășim recordul de 21, eu zic că, bă, e tare. Nu știu, oricum 21 de blocuri e super mult. Hai să vedem. Hai să vedem, ne ducem. Ne ducem. Ne ducem. Nu e rău? Nu e rău? Mm.
Nu știu ce să zic dacă s-a pus. Nu știu ce să zic pentru că ne-am apropiat prea mult de jos. Parcă n-a fost chiar corect. O să mai încerc o dată. Mai încercăm cu MOV ultima dată și acum putem să zicem că o să fie corect, dar să nu mai ducem așa jos. Foarte bine. E bine, e bine. Haide. Bă, e bine, eu sunt mulțumit. Am învățat un skill nou, știm să facem parcurs și cu send acum pe perete, ceea ce mi se pare un skill destul de tare. Dacă tot eram la capitolul parcurs, vom învăța una dintre cele mai grele sărituri de parcurs, adică să sărim pe lângă blocuri. Avem un bloc de sărit pe lângă el, două blocuri și trei blocuri. Nu știu dacă o să reușesc să sar peste toate trei, dar haideți să încercăm să învățăm și acest skill. Tot ce știu e că trebuie să sari foarte pe margine sau ceva de genul. Uite, acum eu nu sunt deloc bun la parcurs, vreau să vă anunț treaba asta și trebuie cumva să învăț să fac parcurs, dar uite, poate ne ajute și episodul ăsta. Oh, n-a trebuit să sar pe lângă. Ok, am trecut de primul checkpoint. Putem să zicem că e mult mai ok. Acum am învățat cum trebuie să trecem pe lângă. Hai să vedem și a doua săritură. Mama, asta nu merge așa. Bă, e mai greu decât pare, credeți-mă. Adică, ai zice că da, treci pe lângă două blocuri. Bă, nu e chiar așa. Stai, ai frate. Deci gândiți-vă că m-am uitat la niște tutoriale pe net ca să sar chestia asta. Bă, am prins puțin schema. Trebuie să mă duc aici pe marginea blocului ăsta, să sar și după fix lângă. Bă, am înțeles puțin cum stă situația, dar e o săritură grea. Nici nu știu cum o să fac ultima săritură, sincer. Oh my god. Oh, l-am făcut, nu mă interesează. Doamne, l-am făcut. Nu pot să cred, nici n-am apucat să mă bucur de el că am picat. Da, trebuia să fac și o platformă mai mare după. Bă, cât de greu a fost. Până la urmă am mai urmărit câteva tutoriale, că nu puteam să-l fac așa de capul meu. Ideea e că poți să-l faci și de aici, de aproape. Dacă te uiți puțin mai sus așa, poți să-l faci cumva, dar mi se pare o săritură foarte grea dacă nu urmărești un tutorial ceva. Ok, o să încerc și asta cu 3. Dar dacă m-am chinuit atâta la 2, nu știu ce să zic de 3, efectiv. Cred că am stat vreo 10-15 minute doar la 2. La asta o să-i dau câteva try-uri, dar dacă nu merge, nu știu, să nu la parcurs și aia. Ok, deci ideea la săritura asta trebuie să vii aici în colț de tot. Ok, te-ai ridicat, ai mouse-ul fix acolo, dai două jump-uri. Mă rog, dacă le și prinzi. Ideea e că nu trebuie să mergi deloc, trebuie să dai direct jump și vezi că nu e departe. Departe, departe nu e, dar e grea săritura. Adică chiar mi se pare o săritură super grea. Și toate săriturile astea se numesc Nio. Nu știu de ce, habar n-am. Se numește single Nio, double și triple Nio. Și asta e chiar gen cel mai greu. Asta a fost aproape. A fost aproape, bă, mă apropii. Dar e grea, trebuie să ai și noroc. Nu pot să-l fac, băieți. Nu pot, e prea greu. E super greu, nu știu, vă provoc și pe voi să-l faceți, exact cum v-am explicat și eu. Și dacă reușiți, bă, chiar sunteți bun la parcurs, n-am ce să zic. Cam asta e ideea, e ideea să sar de pe un bloc pe altul. Sunt tutoriale pe net oricum, dar e greu de executat, nu știu. Văzusem pe unii care făceau de pe telefon. Mamă, aia mi se pare insane. De pe calculator mi se pare greu. Da, păi de pe telefon, ia. Aproape, aproape, da. Deci se pare că n-am șanse cu acest skill să-l învăț per total, dar am învățat double Nio și single Nio, ceea ce mi se pare suficient pentru moment. Mai departe vom încerca să învățăm un skill, cum putem face un portal de Nether fără obsidian, fără pickaxe-ul acela de diamant, practic pentru speedrunuri. Eu nu știu să fac treaba asta, foarte mult speedrunneri o fac, așa că vom încerca să recreăm chestia asta. O să încerc fără tutorial și după aia vom face și după un tutorial dacă nu mi iese. Hai să vedem dacă e ceva de el. Ok, trebuie să pun un bloc aici, știu, bam. Ok, spargem blocul și am făcut baza, cam asta este baza momentan. Ai nevoie doar de blocuri, un pickaxe și apă, cam astea sunt cerințele, să zicem așa, pentru chestia asta. Luăm lavă, facem baza, asta este baza de la el. Hai să vedem dacă ne iese, chiar sunt curios dacă ne iese, cred că ceva de genul, da, suntem aproape. Obsidian. Ok, ăsta nu mai e aproape. Ok, stai că mor. Nu! S-a dus de tot, ești nebun. Dar oricum, acum noi învățăm și pe aia o să facem și cu un cronometru, un micronometru. Ia să vedem dacă ne iese. Nu cred că e bine. Da, mă, ne-a ieșit cumva.
Ok, ne-a ieșit cumva și ar trebui acum să putem să-i dăm și drumul după ce se duce apa asta. Haide, haide. Da, mă, a ieșit. Ok, hai să mai încercăm de câteva ori pentru că nu-mi place cât de rapid am făcut, să zic. Hai să vedem a doua încercare. Dacă ne iese, ar trebui să ne iasă. O să punem și un mic cronometru, să zicem așa, de data aceasta. Să vedem cât durează să facem portalul după ce am învățat acest skill. Acum durează puțin el să facem construcția aici. A, nu e bine. Stai așa, ceva de genul. Una, două, trei, ok. Punem apa aici. Nu se varsă. Hai să vedem. Ar trebui să fie bine, ar trebui să fie bine. Încă un bloc. Și gata! Haide, haide, du-te apă, du-te apă, du-te apă și... Pum! Gata! Bă, nu cred că a durat mult, deci chiar nu cred că a durat mult, o să mai încercăm încă o dată. Ok, am găsit o ultimă baltă de lavă. Hai să vedem dacă merge. 3, 2, 1 și... Hai să vedem, tata, hai să vedem dacă ne iese situația. Hai că ne mișcăm binișor. Mai punem acolo două. Una, două, trei. Asta nu e bine pusă, dar nu contează. Bam, bam. E bine. Ok, punem apa și acum suntem ca Dream, ești nebun, nici Dream nu face așa repede. Bam, bam, am luat apa și gata. Bă, vezi că ne-am mișcat parcă mai bine. Nu știu, așa mi se pare. Și stop. Mamă, am luat foc, nu contează. Bă, am învățat să facem portalul ăsta. E destul de tare să știi chestia asta fără un pichex de diamant. Toată chestia e să știi să plasezi blocurile. Adică să știi să spui blocurile cum trebuie. Adică trebuie să pui un bloc acolo, ai pus apă, ai spart blocul ăsta, o să vă învăț și pe voi așa rapid. După aceea trebuie să te asiguri că ai două blocuri așa, una, două, trei în față și două în spate, ceva de genul. Și tu trebuie să pui fix aici apa. Ia să vedem dacă n-aș lua foc, nu cred că luăm foc. Ia să vedem dacă ne iese acum iară. Nu cred că o să ne iasă pentru că... Ba da, ne iese. E mai înghesuită treaba aici și ne-a ieșit. Uite mă că ne-a ieșit și aici la înghesuială, ești nebun. Bă, am învățat și skill-ul ăsta, chiar nu știam și mi se pare că e un skill destul de important, sincer. Deci, v-am învățat și pe voi să faceți asta. Următorul skill pe care vom încerca să-l învățăm se numește God Bridge. Iar acest skill te ajută foarte mult la Bedwars. Este un skill destul de greu de făcut din punctul meu de vedere. Trebuie să pui blocuri sub tine, să mergi practic în spate și să nu piși fără shift. Adică, ceva de genul, nici n-am putut să pun un bloc, gândiți-vă. Nu știu deloc să fac asta, deci pur și simplu la shift-ul și ceva de genul. N-a fost chiar rău, dar nici bine. Trebuie să ajunge până acolo în capăt unde sunt 10 blocuri, iar după ce învățăm treaba asta, trebuie să intrăm și pe Bedwars să testăm. Deci toată ideea e să te sincronizezi foarte bine. Și ca să înțelegeți, am văzut un tutorial, deci episodul ăsta am văzut cel mai multe tutoriale. Tot încerc, tot fac pe aici, nu puteam acolo, era prea greu și m-am băgat pe creativ ca să vă dați seama și uitați-vă. Am încercat ceva, credeți-mă, și tot încerc, frate, dar, bă, e mai greu decât pare, deci chiar e mai greu, deci cine știe să facă God Bridge, nu știu, e tare, trebuie să ții cumva crosshair-ul, adică ținta, fix acolo, cumva între limita aia de dungă, cumva mai jos, ai scos shift-ul și după aia, gen, trebuie să ții A și S sau S și D și trebuie să spamezi. Da, e greu, frate, nu știu, e greu, chiar e greu, încerc. Dar uite, miese, fiți atenți cum mi iese. Deci dacă fac așa un tur, să zice, suntem pe Bedwars, da? Îmi fac așa un tur, dar uite, pot să spamez așa. Ceea ce nu e rău. Nu e rău că tot un God Bridge e. Mă rog, nu e chiar God Bridge, e cam diagonal bridge, dar tot e interesant. Adică dacă știi să faci asta pe Bedwars, mi se pare foarte, foarte important așa, dar trebuie să învățăm să facem și asta și când o să învățăm, mergem pe Bedwars. Bă, am mai încercat. Hai să vedem cum e pe Bedwars. Nu știu, habar am, poate iese mai bine pe Bedwars, dar e greu. E greu. E un skill care, bă, chiar trebuie să-i dai practice super mult. Nu poți să-l înveți așa în câteva minute, o oră. Trebuie să-i faci practice super mult. Cred că atât am putut cel mai mult. Gen de aici până acolo sus. E foarte greu mai mult pentru mine momentan. Dar hai să vedem, poate e altfel pe Bedwars. Am intrat și pe Bedwars să vedem care este situația. Suntem pe serverul nostru mc.gratuni.ro și hai să intrăm la un match de Bedwars ca să testăm skill-urile noastre pentru God Bridge. Adică, bă,
chiar trebuie să vedem dacă funcționează sau nu, sau le-am învățat degeaba. Și hai să vedem, ar trebui să luăm niște resurse ca pe orice Bedwars. Și vă recomand să vă jucați și pe serverul meu de Minecraft Bedwars dacă vreți, sau alte secțiuni, avem o grămadă de secțiuni. Am făcut ieri un clip despre care e faza cu serverul meu de Minecraft. Dacă nu l-ați văzut, puteți să vă duceți la el. Hai să mai luăm aici încă 4 iron, avem wool și trebuie să ajungem până acolo cu Ouleu, ce era să pic. Doamne, care a rămas, mă, pe aici cu grop cu dăstea? Zici că e România harta asta. Ok, și trebuie să facem God Bridge-ul până acolo. Hai să vedem dacă ne iese. Dacă lăsați un like, poate ne iese. Dacă nu, nu știu ce să zic. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... nu e rău, dar se putea și mai bine. Hai, încercarea numărul 2. Dacă ne iese, e foarte bine. Hai că nu mai avem așa mult. Am pus un bloc, sunt cel mai pro-jucător de Bedwars ever. Hai că au venit băieții pe mine aici, dar le-am zis să mă lase puțin, sunt înțelegători. Ok, hai să vedem, mai încercăm să ajungem acolo. Ăsta e un meci de test, nu e un meci normal. Hai să vedem, hai să vedem. Pune și noi mai mult de un bloc. Oh, mamă, bine! Bine rău! Mamă, bine rău de tot, ia să vedem. Nu mai e bine. A, știi ce? O să iau ca pe un skill nou învățat. Pe jumate, adică putem să facem un mini God Bridge. Ați văzut și voi cum am construit acolo, ceea ce este foarte, foarte useful dacă ești într-un meci de Bedwars. Eu, mie nu-mi place atât de mult Bedwars-ul, eu sunt cu Survival Games-ul, dar și Bedwars-ul e tare. Dacă știi să faci God Bridge, știi să faci chestii de genul așa, să sari aici ca nebunul, chiar e tare. Bedwars-ul, ia să vedem dacă putem să mai facem aici un God Bridge. Nu mai putem, ne-am dus naiba, dar știi ce? O să iau ca pe o victorie. Chiar o să iau ca pe o victorie și voi trebuie să lăsați acolo un like. It ain't much, but it's honest work. Următorul skill pe care îl vom învăța este parkour în timp ce tragi cu arbaleta. Treaba e destul de simplă, dar trebuie să ne concentrăm destul de mult să facem acest challenge. Eu am experimentat puțin și cred că o să fie o probă destul de interesantă. Ce trebuie să facem? Trebuie să tragem în acest target. Acesta se activează, după cum puteți vedea, dar o să fie destul de greu să facem chestia asta în timp ce facem parkour și să ajungem la linia de sosire. Așa că hai să încercăm. Și chestia interesantă e că trebuie să folosim o arbaletă diferită de fiecare dată, de am 9 arbalete în inventar. Hai să vă exemplific la ce mă refer prin proba asta. Am dat, ne-am dus, am ratat deja. E destul de greu, trebuie să ai și țintă și parkour în același timp. Hai să vedem. 3, 2, 1 și bam, 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 bam. Și respect, mamă, vezi că a fost tare rău proba asta. Bă, ok, am picat, nu trebuia să pic. Și vreau să mai fac o dată pentru că chiar mi-a plăcut, sincer. Deci chiar mi-a plăcut proba asta. Hai să vedem dacă ne iese și a doua oară. Bam, 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 bam. Ok. Și am reușit, bă, respect. Chiar tare, chiar tare. Puteam să fac și cu, cred că, mai multe, dar sincer n-am stat să fac foarte, foarte multe și, bă, e suficient pentru că am învățat un skill nou. Mai departe, skill-ul pe care vreau să-l învăț este ceva ce a făcut Dream într-un episod de-a lui și este foarte, foarte greu. Nu știu dacă o să pot, dar vom încerca să vedem dacă e adevărat. Mulți au zis că este fake chestia asta. Pur și simplu, dacă ați văzut faza, probabil știți despre ce vorbesc. Sparge aici furnalele Dream, este împins de către cineva, are un crafting table, intră în crafting table și craftează o barcă și intră în ea. Bă, mi se pare mult prea greu treaba asta. Mi se pare mult prea greu. Hai să revedem faza, deci doar uitați-vă, nu știu, mie mi se pare greu. Deci dacă știi să faci chestia asta, Minecraft ești prea tare, nu știu. Deci am făcut aici ceva aproximativ cu ce a făcut și Dream. Avea așa un turn foarte, foarte mare, crafting table-ul și jos de tot acolo, unde să poți să pui barca. Hai măcar să încercăm, nu știu. Credeți că skill-ul ăsta e posibil sau pur și simplu a fost fake? Habar n-am. Eu zic că cred că e posibil, dar trebuie să te miști super repede. Mie mi se pare că asta mult în crafting table, părerea mea. Hai să încercăm. Prima încercare, ai venit aici. What? N-a pus să... Nici n-a puci? Bro, what do you mean? Bro, nici n-apuc să pun mâna. N-apuc să pun nimic. Bă, ce mă asta? Voi vedeți? Voi am și eu să-mi văd skill-ul ăsta și n-am nicio șansă? Ia. Doar am atins alea. Ok, hai să mai încercăm. Bă, știi ce? Hai să încercăm altceva. Hai să luăm din chest. Deci fii atent, luăm din chest și punem jos barca. Avem aici o grămadă de bărci. Deci dacă eu reușesc chestia asta, e aproximativ la fel, dar e mult mai simplu, nu știu, nu e chiar la fel, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Hai să vedem. Și
Mamă, nici nu deschid chest-ul. Asta e combinație cu primul skill pe care l-am învățat astăzi. Hai să vedem. A fost aproape. Oh! Nu, am dat escape, dar am luat barca. Am luat barca, ceea ce e un improvement. E prima dată când iau barca. Ah! A fost aproape. Am luat barca, dar degeaba. Mamă, mă dor degetele, nu mai pot, nu mai pot. Deci la cât am spamat episodul ăsta, mi se pare incredibil. Deci n-am avut niciun episod să spamez atât de mult click-ul. Ai, și-am pus barca, frate, și nu s-a pus. Iar am și intrat în barcă, what? Bă, de ce nu merge? Bă, ce mă enervez la proba asta? Deci de ce nu merge, frate, că pun, intru, dar mor. Nu știu, n-are logică, frate. Uite, mă, că intru. No, Doamne, ce mă enervez. Mă, dar eu pot să fac cu barca în mână? Nu merge cu barca în mână. Da, asta vreau să văd. În sfârșit am făcut-o cu barcă lângă, nici nu mai contează, am făcut-o. Bă, cât de grea a fost. Deci a fost de 4 ori mai grea decât prima probă, primul skill pe care l-am făcut astăzi. Dar am învățat în total 7 skill-uri astăzi. Mai mult sau mai puțin, ne-am perfecționat la unele, am învățat cum se folosește așa mai departe. Sper că și voi ați învățat ceva din acest episod. Aș aprecia foarte mult dacă ați lăsat și voi un like, pentru că a durat o grămadă episodul ăsta și nu mă așteptam. Eu am fost Sinner și să aveți o zi minunată în continuare. V-am pupat, pa, pa!